Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața. Da, bună dimineața. Băi, am găsit piramida energetică România. Unde? Unde? Caută în Bucegi. În Bucegi, la Sfinx, în Făgăraș, la, nu știu, la Sarmisegetusa, la, nu, frate. Păi și unde exact? În Buzău este cea mai piramidă energetică din România, vă spun, și cred că are fețele piramidei. Cele patru sunt făcute, una din cârnați de pleșcuri, una din covrigi, una din ceapă roșie și una din usturoi. Vă spun, acolo este treaba și e pusă fix în comuna Mânzălești. Nu știu dacă ați auzit de comuna Mânzălești. Este, pare să fie locuită de o mulțime de buzoieni longevivi. Uh-huh. Peste media națională, toți sunt sănătoși, voioși. Mai vezi prin curs nonagenari, ba chiar și centenari care continuă să-și lucreze pământul. Deci au 2000 de locuitori, 40 de persoane care au mai mult de 90 de ani, 2 centenari, n-au boli grave, nici suferințe vizibile. Deci vă spun, Buzău. Județul Buzău este bun, sigur, mai are și mici erori de-astea, mai l-a dat pe domnul Ciolacu, județul Buzău, dar n-are nimic. Funcționează. Dar care e secretul? Să ne căsătoriți sau ce? Aparent trăiesc pe un munte de sare. Deci este sare peste tot, e un fel de salină naturală pe acolo, respira aerosol ca în salină. Uh-huh. Eu aș mai adăuga că mai e în Buzău și o parte din dealul mare. Deci acolo se face cea mai bună fetească neagră din lume. Dacă dai cu sare, ți se face sete. Da, exact. Dacă te lingi pe buze, simți gust de sare, zice doamna Cecilia Petrescu, învățătoare și custode al Muzeului Timpul Omului din comuna Mânzălești, scrie ziarul Adevărul. Comuna aceasta este înconjurată de maluri albite de sarea care se află la suprafața solului. Mulți zice că vin să ia saramură din izvoarele care țâșnesc. Unii pun apa sărată în vase pe care le așează prin toată casa ca să-și facă salină naturală în casă, înțelegi? Oh, dacă ești ochii, zici că ești în Alice în Țara Minunilor și vezi peste roabe cu sare, bulboci cu apă sărată. Ce-o fi Mânzălește acolo, nenică, nu știu. Saramura care iese din pământ e folosită la murături și la conservarea cărnii. Ce ai făcut, mă, băiatule? O să te încă zice, citez, noi o folosim ca să punem varză. E bună și la șunca de porc, pe care o ține fragedă, știi? Da, marinada în sare? Da, 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 da. Este ca o să tehnică? Șuncă. Dar nu numai șuncă. Cu marinada în sare poți să faci marinadă de sare uscată sau lichidă. Da. Și aia lichidă, dacă ții 36 de ore, 48 de ore... Se face șuncă. Ce șuncă. Și baie se face în sare împotriva reumatismului. Deci cine ar fi crezut că grădina Maicii Domnului, de fapt, este o saramură? Da. Nu m-aș fi găsit Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.